A fost o bucurie să iau parte la acest proiect de voluntariat, mai ales pentru legăturile pe care arta le poate crea în sufletul omului, indiferent de vârstă. Proiectul a venit din inimă pentru micile suflete care ajung pe secția de pediatrie, în ideea de a le colora puțin starea, de a le aduce un zâmbet pe chip, de a le abate gândul de la ideea de spital, de internare, de răceală, prin imaginile realizate. Desenele au fost create cu multă emoție și cu mult sentiment, în ideea de aducere aminte a poveștilor, a basmelor spuse de bunici, de părinți, de cei care ne-au crescut, în care se regăsesc cadre de bază colorate, personaje animate sau compoziții dinamice. În realizarea proiectului am colaborat cu o colegă de facultate, Andreea Zabulic, alături de care am realizat compozițiile și am stabilit cromatica. Și am coordonat o echipă de 8 eleve de la Colegiul Național Pedagogic Spirul Haret, fete foarte talentate, care au ajutat în realizarea lucrărilor murale. Pe această cale, mulțumesc pentru oportunitate celor de la Spitalul Județean, fiindcă mi-au oferit posibilitatea să ofer un crâmpei de emoție prin arta pe care o realizez.